Există o paralelă uh, tulburătoare între Vechiul Testament și Germania nazistă. Fapt, Germania nazistă a fost tot ce poate fi mai vechi testamentar, mai poporul ales, mai semit, mai ebresc în uh, context modern. Și paralela aceasta este să existe mai departe între Vechiul Testament și ceea ce filozof uh, Michel Foucault a numit biopolitics, biopolitică un concept care uh, ne ajută să, să vedem prin ecranul de fum aruncat prin conflictul irelevant de dreapta și stânga în timpurile noastre la ceea ce se întâmplă cu adevărat în lumea noastră. Și anume, această parlă tulburătoare constă în faptul că în îndată ce o cetate, un trib, un popor întreg își pierde dreptul de de, de de calificarea de bios, calificarea de, vi, de viață calificată uh, printr-un drept civil, religios la existență, toată această populație trebuie jerfită Domnului. Dar nu este o jerfită în mod ritual în templu, nu este o jerfă calificată, ci această. Uh, această uh, această parte a populației este supusă într-adevăr, într-un sens propriu, unui holocaust, a unei arderi de tot pe judodul. Singurele lucruri care pot să rămână sunt obiectele de metal și acestea trebuie și ele trecute prin foc. Deci este vorba aici de, 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 oameni și animale. Țineți minte păcatul lui Saul. Păcatul lui Saul pe care blândul Samuel îl reproșează este faptul că l-a lăsat pe Agag, amalechitul, în viață există o poruncă pozitivă în Biblie, este una dintre poruncile pozitive ale Torei și aș vrea să spun că această poruncă nu este condiționată istoric pe Amalek să nu lasă trăiască, citat încheiat. Cartea Esterei este o, o, un caz în care Amalek este nimicit, deși în Imperiul Persan Amalek are statut. Auziți că Haman refuză să se închine lui, Amal, lui, lui, lui Mă scuzați, lui Haman, care este un amalechit, este Agagit, urmașa lui Agag, regele amalecului, refuză să-i se închine pentru că el nu are dreptul, conform Porunciului Dumnezeu, la uh, niciun fel de, de, de poziție politică în societate, nici măcar dreptul la existență. Și în or, uh, se termină uh, Cartea Esterei, se termină cu o victorie formidabilă a poporului Dumnezeu, care nu numai că omoară pe Haman și cei și 10 fii ai săi, dar care, de fapt, merge mai departe cât atât în trei zile de, de pogrom în, în Ierusalim, în, scuzați, în, în Suza, în care sunt nimicite, mă rog, semene treci de populație. În Vechiul Testament este păcat să păstrezi în viață ceva ce e dat nimicirii. În cazul lui Madian, de exemplu, Madian nu a fost uh, supus, nu a fost jertfii Domnului. Madian nu este viața necalificată. Madian are un drept la existență. Să nu că, până la urmă, și Moise a fost în Madian și soția lui a fost Madianită și Madian este un urmaș al Avram, deci Madian are drept să existe. Așa că un anumit sat al lui Madian din Madian este supus unei pedepse colective. Pentru că femeile din Madian au, mă rog, au momit pe. Bărbații din Israel, probabil fiind mai ceva mai profesionale decât uh, uh, credincioasele uh, din Israel, uh, i-au mămit să uh, nu adulterul a fost problema, ci faptul că s-au închinat uh, lubal. Și uh, Madian este nimicit, uh, și pentru că nu este dat pentru nimicire, uh, în, în, sens, uh, în sens ceremonial, uh, ei au voie să păstreze fetițele pentru ei omoară doar femeile care au cunoscut bărbat. Sunt omorâți de asemenea și acei evrei care s-au încurcat cu ele. Însă, a nu se confunda pedepsa lui Madian, foarte tipică pentru pedepsele colective ale Vechiului Testament, cu practica de a distruge întregi populații, cu vite, cu animale, cu, cu cetăți, exceptând obiectele de metal care se prin foc și care sunt jerfite Domnului. Pentru că aceasta este viața necalificată. Așa cum spuneam, în dreptul roman exista principiul că homo sacer poate fi ucis. Dar n -au romanii, romanii nu au avut uh, practica de a da nimicirii segmentești de populație. Această practică o wow, au evrei și probabil că este, este foarte veche. Dar ne ajută foarte mult să înțelegem uh, 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 Noul Testament și ceva din politica modernă. Uh, această practică. Mă rog, Adolf Hitler nu spunea că un evreu, spunea, un evreu nu trebuie omorât fiindcă este rău. Și crede că este evreu, da? Deci este un semen de populație care trebuie nimicit pentru binele umanității. Acum, există parle mai îngrijorătoare și mai subtile în timpul nostru la aceasta. Dar vreau să înțelegem încă o dată practica aceasta. Este vorba despre faptul că viața necalificată prin legământ, prin relație civilă, o relație civilă acceptată, sancționată divină, prin descendență de, din noi uh, Viața, care este viață? Trebuie jertfită Domnului. Nu numai că nu există un respect față de viață și nu există respect față de viață, dar tot ceea ce este viață necalificată este blestema și este jertfită Domnului. Este clar aici o extensie a blestemului din Geneza. Uh, pentru că această viață necalificată intră sub categoria șarpelui. Este zoo, este zoe, nu este bios. Este viață zoologică, de la pur animală. Și uh, este vorba despre blestemul la care se veră Pavel că trebuie rezolvat de facto odată cu instaurarea fizic împărăției fizice al Hristos. Însă vreau să trec la un alt aspect aici și anume cel al fiicelui efta. E foarte interesant cu fiica lui Iefta. De deci, ce Ce este interesant? Pentru că, de fapt, nu este o jertfă umană. În sensul că, de ce nu e o jertfă umană? Păi numai că nu e o jertfă umană dacă e jertfă o femeie. E clar, nu? Deci, nu-i sujețul uman. Iefta uh, dăruiește Domnului orice viață necalificată, orice zoe din casa lui, care va ieși în întâmpinare. Și spre nenorocirea lui nu îl întâmpină câinele, pentru că probabil că Iefta nu avea câine, câinele fiind animale curate, uh, să nu avea câine ca pet, ca să zic așa, nu îl întâmpină nici pisica, îl întâmpină fica lui. Dar fica lui în, Israel sunt interese jertfele umane, dar fica lui nu este umană, că este o femeie. Fica lui este viață necalificată. Nu este jertfa calificată care se duce la templu într-un ritual, ci este jertfită așa cum sunt jertfite Domnului cetățile, cetățile date nimicirii. Ca o paranteză, țineți minte cazul lui Acan. Acan a luat o manta care a dat nimicirii și sunt multe predici, fii atent ce ai în garderobă, că e ceva dat nimicirii și așa mai departe. Dar de, motivul care, pentru care această manta babiloniană era dată nimicirii nu era faptul că era prea luxoasă sau prea roșie sau că uh, Dumnezeu răște moda și uite ce se întâmplă, ci motivul este că cetatea din care făcea parte ai fusese dată nimicirii și orice obiect trebuia nimicit, indiferent ce, ce, fel de design vestimentar prea avut mantaua aceea, dar toată familia lui Acan este nimicită împreună cu mantaua, pentru că viața este contaminantă. Este ca peduchii, ca paraziții și aici iarăși ajunge foarte interesat la definiția pe care Hitler o dă lagărului de concentrare și, mă rog, evreilor. Pentru că pentru Hitler problema cu evreii este că sunt o, ceva epidemic, adică sunt viață. Comparația care se găsește în The Evige Iude și aș vrea să spun, noi nu spun aceste lucruri pentru că aș împărtăși simțămintele din Perioada nazistă, Ce mai degrabă ca să deschid ochii dumneavoastră la niște realități. Evreii sunt ca asemenați cu șobolanii care au venit din Asia și au inventat Europa și au adus ciuma și toate bolile și toți paraziții și virusii Și pentru aceasta trebuie nimiciți, pentru că deci, viața este epidemică. Și din cauza aceasta, viața este blestemată și trebuie viața necalificată, un segment de viață necalificată este dat implicit nimicirii. Sau cum spune Adolf Hitler, țiganii și evreii sunt uh, popoare care nu au un statut geopolitic, nu au o țară lor. Și din cauza asta trebuie nimicite. Logica este foarte, foarte veche și, uh, repet, uh, noi suntem în, în epoca lagărului de concentrare și uh, această paradigmă mitologică este încă foarte puternică. Deci, fica lui Efta este jertfită, nu cum ai fi un miel sau un vițel. În niciun caz, cum a fost jertfit sac sau cum s-ar duce o jertfă umană, să zic, în alt popor, cum l-a de decebal pe fiul lui înaintea războiului cu romanii, sau cum au jertfit cartacinezii pe întâiul născut din fiecare familie în timpul războiului cu romanii, ci fica lui Efta este jertfită așa cum este jertfită viața necalificată, e dată nimicirii. Acum, ce vreau să spună? Având în vedere această, această uh, practică uh, uh, a nimicirii vieții necalificate, a jerfirii ei Domnului, uh, singura viață care are dreptul să existe, de exemplu, oaie, nu mai vorbesc de oameni, oaie, are dreptul la existență pentru că face parte și ea din uh, di, di viața calificată a cetății sau a satului. Uh, dacă nu este fiara sălbatică pe care oricine uh, o nimicește când o întâlnește, lupul, trebuie nimicit, trebuie murere, deci oricine îl întâlnește. Deci, această uh, practică este foarte interesant uh, într-o sfată pe care de Pavel. Și acum, Ianis m-a întrebat dacă eu cred că epistola către evrei a fost scrisă de Pavel. Nu zic, cred că a fost scrisă de Pavel sau că n a fost scrisă de Pavel. Mă rog, stilul diferă foarte mult de epistolele lui Pavel. Pentru asta, însă, Pavel putea să scrie și într-un stil ceva mai, uh, mai, mai să nu zic academic, dai, dar mai organizat. E clar că centrul nu-i crucea, ci ispăcirea lui Isus în sanctuarul din cer, dar aceasta iarăși poate să ține de, de public și tocmai aici este problema. Indiferent dacă a scris stauanul Pavel, este teologia lui Pavel, este via crucis, ca o reinterpretare a mitului tradițional. Și dacă ne repus la către evrei, Ceea ce avem ca interfață este mitul roman. Despre asta discutăm data viitoare. În epistola, către romani, da. Ceea ce avem ca interfață este mitul roman. În epistola către evrei este mitul evresc. Și care este ideea? Evrei, capitolul 13. Trupurile animalelor care au aduse ca jertfă sunt arse în afara cetății. Hristos, ca să sfințească norodul, a suferit în afara cetății, de aceea spre Pavel să ieșim din cetate, să suferim o care împreună cu el. Ceea ce este aici punctul adânc, care nu-l observăm, este că Iisus nu este identificat cu jertfa care se duce la templu, cu mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu. Ci Pavel, trebuie să spun Pavel, de ce spun Pavel? Pentru că o gândire atât de radicală nu o pot decât de Pavel. Sau evitat un ucenic foarte apropiat al lui care se tot Pavel. Anume, nu vă Pavel. Pavel prezintă jertfa lui Isus nu ca mielul jertfii la templu, ci ca trupul animalului ars în afara cetății. nu e vorba de ardere de tot ai, acum care se aduce la templu sau pe, pe altar este vorba despre trupul care nu e adus ca jertfă. Acest trup este viața necalificată pentru că ceea ce se aduce ca jertfă este calificat, e sângele și este calificat prin intrarea în templu, prin slujirea preotului. Dar ceea ce este viața necalificată este ars în afara cetății și unde este ars este la sângheieră, bineînțeles, în locul în care se arg și locul în care sunt omorâți cu pietre. Cei care sunt prin natura crimeilor, dați, puțin în, în afara societății. Adică, aș vrea să spun că există în antichitate două feluri de, de execuții. Statul apusean creștin sau post-creștin, de influență creștină. Așa cum spunea Hegel, când execută pe cineva, de fapt îi face o onoare. Mă rog, o onoare care nimeni nu-și o dorește. Dar este interesantă observația lui Hegel. Că de fapt omul executat prin execuția este declarat ca fiind cetățean. Ghilotina e cel mai bun exemplu. Și e interesant că ghilotina a fost făcută pentru că tortura era interzisă de către Revoluția franceză. Execuția capitală, cum se practică în Statele Unite, totdeauna implică ideea ca omul să fie respectat și să nu îi se aplice o pedeapsă crudă. O tortură. De ce? Pentru că este respectată viața calificată a polisului. Dar exista o formă de execuție care există încă în societățile islamice. Exista această formă de execuție la, la evrei în care omul era des, și la roman de fapt, era descalificat ca cetățean. La roman, hai să mergem la roman, era a răstignit. Pavel nu a fost răstignit fiindcă era cetățean roman. Pavel nu avea voie să fie bicic, era cetățean roman s a fost bicit și a fost răstignit. Răstignirea uh, se practica la cineva care era homosacer, care era în afara oricărui drept oferit de cetate, era viața necalificată, simplă viață. În Israel, cel omor cu pietre sau cel agățat de lemn, cum sunt cei șase fi nepoța lui Saul, uh, dar mai cel omor cu pietre, de obicei era, acesta, era în afara societății, era nimicit în afara poporului. Și pe cea mai mare era de moarte, că faptul că era nimicit în afara poporului, nu avea dreptul la o mormântare, la ritualurile de mormântare. Asta era marea diferență între viața calificată și necalificată. Viața calificată cu moarte se supus unui ritual de mormântare. N omul nu avea dreptul la ritual de mormântare și se, era de obicei omor cu pietre în ghenă, în afara cetății. Acum, Pavel spune foarte clar că Isus nu este mielul lui Dumnezeu. Mai degrabă ar fi sapul pentru Azazel, dacă nu ar fi omorât. Isus este homosacer. Isus este gol. Este dezbrăcat de toate drepturile de cetățean al Imperiului Roman sau cetățean al lui Israel, al legământului. Isus în afara legământului, scos în afara societății și jerfa lui este jerfa fiicei lui Iefta, dacă vreți, este, este Amalek, este Amon și Moab, este Canaan. Iisus este la egalitate cu acele popoare care sunt date nimicirii sau cu criminalii religioși care, prin ofensa lor profundă religioasă și, mă rog, prin faptul că au făcut nu o crimă, ci o blasfemie, sunt scoși în afara poporului și nimiciți în afara poporului. Însă e interesantă intorsura pe care o dă Pavel. Implicit, Pavel prin aceasta sacralizează viața necalificată. Aici este mare întorsătură. Când spune de aceea Iisus ca să sfințească norodul. Ce norod? Bun, există acea parte a norodului în Israel, care era la limita între viața calificată și necalificată. De fapt era viața necalificată. Dar care mai era agățat cu ceva de viața calificată că nu să râncă condamnat la moarte? Ce erau aceștia? Era leprosul era vameșul, care din interes material s-a pus în afara sistemului. Era prostituata, bineînțeles. Mă rog, și era o gloata care nu, nu, mă rog, prin viața ei era în afara sistemului. Deci era așa cum sunt astăzi, mă rog, masele de imigranți ilegali, de refugiați politici din țări subdezvoltate sau, dacă vreți, de oameni educați din ghetouri. Vine în minte aici zona de sud-vest, la Chicago, care este faimoasă în toată lumea și a fost prezentată, mai realist sau mai romanțat în filme, într-un faimos cântec al lui, Wesley, al lui Elvis Presley, In the Ghetto. Într-o noapte cenușie din Chicago, un copil se naște în ghetto și viața este scurtă și dramatică și moare cu o pistol în mână pe stradă și în aceeași, când el moare, o altă mamă plânge că a născut un alt copil în ghetto și că mama naște un copil în ghetto plânge pentru că e o nouă gură de, de hrănit. Deci este acea imensă masă de populație cu care sistemul nu are ce face. Practic nu există în Israel de concentrare, dar implicit aceștia sunt văzuți ca viață necalificată care ar trebui nimicită, jerfită Domnului, dacă vreți, samaritenii, în mod special. E bine, Iisus, de fapt, fraternizează cu vameșul, cu prostituata, așa cum aș vrea să spun, un lucru care, care mă, mă deranjează la toate acele cinice remarci cu la, la, la relația lui Isus cu prostituatele și acea cinică remarcă pe cea cred că n-a fost și el bărbat, n-a avut hormoni sau n-a avut nu știu ce. Ceea ce mă deranjează este că aceasta abordare cinică a realității în mod direct de la o parte interfața mitologică care de fapt dă valoare acestei relații a lui Isus cu, cu, prostituatele și anume nu, nu, a fost, nu, e vorba acolo de ceva de ceva uh, stil Dan Brown uh, codul Da Vinci ci este vorba de faptul că Isus se identifică cu viața necalificată cu Zoe uh, și în ultima instanță chiar prin moartea lui Isus părăsește biosul se identifică cu Zoe, de aia este șarpe pe șarpele în pustie, șarpele pe cruce de aceea Isus este identificat cu șarpele în ultima instanță, pe cruce pentru că este, șarpele este reprezentatul acelei vieți necalificate zoe care trebuie nimicită de bios, de viața calificată și prin aceasta Pavel de fapt re -re -re creează revoluția. revoluție în ce constă revoluția? că practic o, jertfa lui Iisus fiind jerfa vieții necalificate. Și aceasta devine, de fapt, mielul, aceasta, de fapt, înlocuiește jerfa de la templu. Adevărată substituire a jerfei de la templu. Nu este că un serviciu iudaic s-a mutat în cer, cum ne place nou să vedem în iudaismul nostru prostesc, ci faptul că predea a fost luptă la templu și a fost de rămas zidul de spărțire care păzea sacralitatea templului de neamuri și femei și copii. Și Uh, 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 pro faptul că uh, jertfa lui este o jertfă necalificată, adusă în afara cetății, care cuprinde în ea întreaga viață necalificată și astfel sfințește norodul, astfel dă valoare vieții. Practic, putem spune că prin acest text, Pavel declară că viața născută are valoare implicită, indiferent de, uh, de calificarea de către o religie sau o cetate de Roma sau de templul Ierusalim Ar Arusalim și uh, citiți toate epistolele Pavel și veți vedea că uh, deși Pavel face compromisul ordinii prezente pentru că el știe că fireancă suspină și suferă, și de aceea femeia trebuie să poartă batic și să, sau mărci rog, poartă ea pe cap acolo, și să se supună bărbatului și robul trebuie să se supună stăpânului, dar implicit că recunoaște că nu există bărbat și femeie în Hristos și stăpân și sclav și și, și, uh, și uh, uh, iudeu și grec și roman și barbar și aici este problema importantă. Aici răspunsul pe care îl dau lui Eugen, dacă Eugen mă auzi e răspunsul pe care l-am promis la școala de sabă să dau aici pe oxigen. Aceasta este firea care suspine dorele nașterii până la arătarea de plină a slavei copilului Dumnezeu, a vieții. Acum aș vrea să spun în încheiere că ne trăim într-o epocă post -creștină. Și pe lângă faptul că nu putem înțelege semnificația crucii în contextul ei mitologic. Dar ce este mai rău este că acest mit, cum am prezentat în capitolul despre șibolet, acest mit este puternic și prezent în inconștientul nostru, colectiv sau individual. Și, practic, demisia creștinismului, implicit, a dus la o revitalizare a forței acestui mit al distrugerii vieții necalificate. Și, prin această să apăr creștinismul, care, mă rog, își merită demisia, ca să spun așa. Dacă e, iudeii, spunem că iudeii și-au meritat lepădarea e, după 1500 de ani, mă rog, de, 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 de istoria biblică. De, pentru vechiul legă, în vechiul legământ, creștinii și-au merită cu atât mai mult. Nu, nu, nu în niciun caz nu vreau să spun apologia la creștinismului. Istoria creștinismului este un eșec. Dar ceea ce vreau să atrag atenția este faptul că uh, intrăm într-un timp în care aceste uh, uh, vechi mituri preistorice își recapătă forța. Și filozoful care ne-a atras atenția la asupra acestui fapt este Michel Foucault care a pus în circulație termenul de biopolitics. Biopolitics. Acum, observați un lucru foarte interesant. Însă și cuvântul biologie reflectă o, 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 reflectă o schimbare. Nimic nu este mai, ah, hai să o spun așa, să o spun uh, clar ca să îi supăr pe unii. Nimic nu este mai creștin. Mai în armonie cu teologia crucii decât teoria evoluției. Și când spun teoria evoluției, înțeleg teoria evoluție, na, evoluției naturale și mă refer și la, la evoluția omului, în primul rând. Pentru că de această teorie care pleacă de la un fapt indubitabil, șterge distinția între om și lumea animală. Și ștergând de fapt ceea ce șterge, nu este distința, distinția între om ca animal și lumea animală, că această distinție n-a existat niciodată. Și antici a fost conștienți și uh, Elena White a fost conștientă că nu există distinție între om ca parte animală și animal, ci distinția între om ca viață, ca bios, ca viață calificată și uh, viața uh, animală. Uh, și din cauza asta înainte aveam zoologie, studiam animalele. Acum avem biologie care include toată viața, inclusiv cea umană, într-un singur concept ceea ce este caracteristică timpului nostru spune Michel Foucault Mi și Michel Foucault din păcate nu trage ultima concluzie de aici o vom trage noi împreună anume lagrul de concentrare și politica de genocid din timpul nostru dar ceea ce caracterizează timpul nostru Michel Foucault spune este că Zoe viața necalificată este integrată în politica cetății. Și de, vine obiectul al politicii, de aici biopolitics. Și controversa între dreapta și stânga este un de fum, care ascunde acest lucru. Avem fie sistemul totalitar care reglează fiecare uh, aspect al vieții politice, al, al vieții biologice în polis, uh, cum este comunismul, nazistul, core uh, mă rog, am trăit ce de vârsta mea știu ce înseamnă să trăiești în comunism. Uh, nazismul însă, într-o mi s-a mai departe. Pentru această integrare a vieții necalificate în sistemul totalitar, în biopolitic, este, duce la, nimic, la lagru de concentrare. Pe de altă parte, este o altă gen de integrare în care statul devine protector oricărei forme de viață. Și așa se întâmplă în democrații. Însă aici aici există un duș întors. Pentru că odată ce viața intră sub protecția statului, și devine legiferată, trebuie o permanentă luptă între forțele progresiste democratice și cele, mai ales cele motivate de religie, din păcate, sau de sentimente naționaliste sau fasciste sau comuniste pentru a proteja viața. Pentru că viața, oricum a intrat în domeniul legii, viața privată nu mai este privată, ci este, domeniul al public, este bio-biopolitics e biopolitică. Uh, problema este că uh, 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 demisia creștinismului uh, deschide calea unor forțe iraționale în acest timp biopolitic și este dorința noastră să regăsim mesajul creștin într-o formă nouă. Cred că în forma veche trebuie lăsat să se ducă. Într-o formă nouă. Și bisericile, mai ales cum este biserica, care este o biserică care de la început și-a propus promovarea și apărarea vieții nu mă refer la politicile idiote pro-life, care nu au ca scop să protejeze viața, ci să aducă trupul mamei sub autoritatea polițistului și să facă din medic polițist sau securist, cum era în România pe vreunul Ceaușescu. Dar Biserica Adventistă a fost împotriva sclaviei, a fost activă împotriva sclaviei, a fost pentru promovarea sănătății, a unor legi pentru protejarea sănătății a avut un concept de sănătate globală care pentru care pionierii și au fost foarte entuziasmați de el. Și cu siguranță că biserica aș poate regăsi această vocație în context modern, mai întâi analizându-și rădăcinile teologice, ce este teologia crucii în, în esență și la origine, în al doilea rând, angajându-se activ în lupta pentru protecția vieții, într-un sistem în care viața Viața necalificată, Zoe, și Biosul, viața calificată, se integrează în poliț, într-un anumit sens. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, mă rog. Ceea ce înainte de, de Iurea devine de facto. Dar aici lupta abia începe acum. Așa că vă mulțumesc pentru, pentru atenție. Data viitoare vom vorbi despre regândirea mitului roman al Jerfei în teologia lui Pavel și apoi vom merge mai departe și vom discuta uh, implicațiile contemporane foarte grave ale acestor mituri și ale teologiei Crucii. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare la revedere.